Are you listening? A fost 146,4 kg. Sucurile, mâncarea fast food, mâncarea grasă sunt practic niște vicii care mă împiedică să-mi ating obiectivul mai repede. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi este duminică, este ultima zi din săptămâna 8 din seria Otto slăbește, iar eu sunt la Călimănești acum, voi scoate toată marfa din spate din dubă, voi aranja aici standul, mai cum este acolo, și apoi voi merge direct la Vâlcea, direct acasă, să mă pun pe cântar, să vedem împreună câte kilograme am săptămâna aceasta. Așa că stați până la sfârșit să vedeți cântarul, iar eu acum vă voi lăsa cu ce am mâncat săptămâna aceasta. Dar să vedem ce prostii, ce tâmpenii am mai reușit să mănânc. Am ieșit la restaurant și avem aici un mic dejun și un hamburger cu cartofi și două cola. Toate la 15 lei, 7 lei 50 cu o cola și încă 7 lei 50 cu altă cola. Poftă bună vă doresc tuturor! Am luat un ou de aici și am pus un hamburger și cartofi și piper. Punem și baconul. Șmecherie. Și avem aici un ayran, masa de seară de la Lidl, un cottage cheese tot de la Lidl și o salată de ton, bineînțeles, tot de la Lidl, foarte bună. Mai avem un măr de țară și aici avem un calciu magneziu zinc să facem un efervescent cu apă minerală. Haideți să m-am instalat aici că de cât, uitați cât de mare e mousepad-ul ăsta. Laptopul încă nu l-am pornit pentru că este foarte rece. Îl voi porni diseară și voi instala Windows-ul și programele de editare. Bun, hai să mâncăm niște băstură. Mai am un pic și termin borcanul. Destul de mult, am două linguriță. Două linguriță aici. Bună! Are multe proteine. Foarte bună pentru stomac, pentru ficat și pentru încă alte 40 de boli. Astea sunt... Produsele agricole sunt singurele suplimente pe care le folosesc. Mă duc să duc acest polen profesorului meu de masterat la facultate. Este un polen crud și dânsul îi place foarte mult pentru că știe beneficiile lui. Dacă vreți să aflați și voi mai multe beneficii, intrați repede pe Google și scrieți beneficii polen să vedeți cât de bun este pentru sănătate. Bine arată. Lucrez aici la două laptopuri, mă uiți la crocotaj și mănânc un cottage cheese de la Lidl. Acum voi mânca niște miere cu nucă. Îmi place foarte, foarte mult și vă recomand și vouă. Ia uitați, fraților, cât am mâncat azi noapte din borcanul ăsta de miere cu nucă. Era plin. M-am îngrășat. Mierea îngrașă. Așa că mierea nu îngrașă. Vă recomand tuturor, mâncați miere. Bine, nu cât am mâncat eu, dar mâncați două lingurițe pe zi. Vă ajută corpurile foarte mult. Mă simt super bine. Mergem la sală, fraților. Mi-am pus asta așa să mă tragă vântul. A bătut vântul astăzi foarte tare. Și pentru că azi noapte am stat mult, am stat până târziu și am mâncat multă miere cu nucă, astăzi am făcut sală pe burta goală. E ora 5 acum. I-am luat așa un muștar, 4 mici. Toate sunt luate de la Carrefour. Aici avem 4 aripioare, barbecue și o bucată de pizza. Deci toate sunt luate de la Carrefour, de la raionul cu mâncare gătită. Haideți să vedem dacă mă îngraș până duminică sau dacă reușesc să slăbesc. Aici am un lapte bătut, nu știu cât la 100 grăsime. Aici avem o pulpă luată tot de la Carrefour, la raionul de mâncare gătită, piure, salată de varză cu mărar. Iar acum voi mânca un măr. Un măr din ăsta gold, golden. Foarte bun, foarte dulce. Vă recomand să mâncați minim 2-3 fructe pe zi. Ia uitați ce am aici. Un dita mai pomelo de 2 kg. În seara asta tai porcul. Asta voi mânca în seara asta. Pomelo. Ia uitați veverița.
se sperie, da. Haideți că am ajuns și acasă, am pus cântarul pe zero. Vă reamintesc că ultimele două săptămâni am avut 117 kg, iar greutatea de la care am pornit a fost 146,4 kg. Dacă vreți să vedeți toate clipurile, uitați-vă. La slăbește, la auto slăbește. Wow! Wow! Stau nemișcat. 115,1! Mamă, cât am slăbit! Peste 30 de kilograme! Super tare! Bun, hai să scriem aici 115 kg. Săptămâna 8. Nu văd. 115 kg. Și asta înseamnă că am slăbit 2 kg săptămâna aceasta. E foarte bine. Wow, cât am reușit să slăbesc săptămâna aceasta. E fantastic. Este foarte mult, 2 kg. Mă așteptam să slăbesc undeva la 1 kg, sincer, săptămâna aceasta. Pentru mine era suficient să ajung la 116 kg, să fie 30 de kg slăbite. Însă acum sunt 31 de kg slăbite, fraților, și mă bucur foarte tare că am reușit să trec de pragul de 30 de kg. Mai avem mult până la 50 de kg, până slăbesc eu 50 de kg, însă nu mă voi lăsa. Datorită vouă, datorită susținerii voastre, mă voi concentra acum foarte tare pe slăbit. Pentru că săptămânile trecute am fost foarte bolnav și am renunțat la dietă. Am mâncat o grămadă de prostii pe care o să le vedeți în săptămânile următoare. Am filmat peste 10 clipuri, am mâncat de la Dabu, am mâncat de la Kaufland Grill, am mâncat KFC, am mâncat McDonald's, am mâncat o grămadă de lucruri de genul acesta. Am băut foarte multă cola pentru că sunt dependent, ca să zic așa, am fost dependent de cola. Și acum săptămâna asta mi-a fost foarte greu să renunț iarăși la ea, pentru că mă obișnuisem să beau sucuri. Îmi plac foarte mult sucurile, am foarte multe vicii, pentru că sucurile, mâncarea fast food, mâncarea grasă, sunt practic niște vicii care mă împiedică să mi-ating obiectivul mai repede. Eu sunt foarte, foarte pofticios și îmi plac lucrurile grase, îmi plac fast food-urile, îmi plac dulciurile, recunosc. Sunt un tip destul de sedentar și de aceea am ajuns la 146 de kg. Trebuie să fim realiști, trebuie să fiu realist și eu și să vă explic, pentru că altfel o persoană activă și o persoană care are grijă ce mănâncă și mănâncă lucruri cât mai naturale nu are cum să ajungă la kilogramele mele. Vă dați seama, la 1,80 m să am 146 de kg. Efectiv am crezut că mor în anii trecuți. Uitați-vă la clipuri, pentru că am și din 2019, de când am început această perioadă de slăbire. Le găsiți toate în lista Autoslăbește, le-am organizat acolo frumos. Și totuși, cum am reușit să slăbesc atât? Ce consum, ce steroizi iau, ce pastile, ce... nu știu. Ei bine, fraților, gândiți-vă în felul următor, gândiți-vă că v-am arătat săptămâna trecută absolut toate mesele. Săptămâna asta, într-adevăr, nu v-am arătat toate mesele, pentru că o să iasă clipuri cu Otto mănâncă și o să vedeți acolo ce am mâncat. Iar pe lângă toate astea, gândiți-vă că eu sunt și fumător, fumez de vreo 10 ani, gândiți-vă că cât de mult mă încetinește fumatul, iarăși un alt viciu foarte, foarte nociv. Așa că vă sfătuiesc pe toți să nu vă apucați de fumat, pentru că este foarte greu să vă lăsați, creează o dependență foarte mare, iar mie este foarte, foarte greu să mă las de fumat. Deși îmi doresc, pentru că văd și eu cât de mult mă încetinește în momentul în care fac sport, în momentul în care mă duc la sală sau am o activitate fizică, efectiv, mușchii nu mă lasă, ia uitați, mușchii de la brațe, de la picioare, efectiv nu mă lasă, pur și simplu mi se taie răsuflarea, nu mai pot să respir. Din cauza țigărilor. Deci având atâtea vicii, fumez, îmi place să mănânc fast food, îmi place să mănânc prăjit, gras, îmi plac sucurile foarte mult, acidulate, cu mult zahăr. Cum am reușit să slăbesc? Ei bine, dragilor, ați văzut și voi în clipurile trecute și în clipul acesta, bineînțeles, ce am mâncat eu. Deci singura explicație, pentru că eu nu mă dopez, nu iau pastile de slăbit, nu folosesc absolut niciun supliment, nici măcar pudră proteică, nici măcar creatină, absolut nimic. Singurele produse, singurele suplimente pe care le folosesc sunt produsele apicole. Am mâncat atât de mult, am băut atâtea sucuri, am fumat atât de mult și am avut 146 de kg. Eu trebuia să fiu mort de mult, însă acum, pentru că m-am focusat pe slăbire și am început să consum foarte multe produse apicole,
am fost și bolnav, la fel m-au ajutat foarte mult. Ei bine, succesul se datorează tocmai acestor suplimente de la albinuțe, tocmai datorită produselor apicole. Pentru că eu nu folosesc absolut nicio substanță, nu folosesc steroizi, nu folosesc nicio pastilă de slăbit, absolut nimic. Singurele lucruri pe care le mănânc în detrimentul faptului că mănânc foarte multe prostii, foarte multe grăsimi și beau sucuri, am reușit să-l păstrez organismul sănătos și gândiți-vă și la fumat și la stomac. Am avut și probleme cu somnul și încă am în continuare. Gândiți-vă cât de mult m-au ajutat aceste produse, pentru că eu altfel nu-mi explic de unde am atâta putere să slăbesc, de unde am atâta putere să continui. Ei bine, am stat, am analizat, m-am uitat la clipuri și într-adevăr am testat pe corpul meu și mi-am dat seama că produsele apicole sunt extraordinare, așa că vă recomand tuturor să mâncați produse apicole, miere, polen, păstură, tintură de propolis, pentru că sunt extraordinare. De asemenea, vă recomand să mâncați minim 2-3 fructe pe zi și legume cât mai crude, starea lor naturală. Dacă nu, o ciorbă, o chestie, un sos în care să fie multe legume. Iar pentru cei care se întreabă dacă au vicii ca mine, dacă fumează, dacă beau suc, domne, se merită să merg la sală, are rost? Da, fraților, are rost, duceți-vă la sală, duceți-vă în parc, mișcați-vă, alergați, faceți orice vă place vouă. Vreau să susțin mișcarea pentru că este extraordinară, deci pe lângă produsele apicole, mișcarea pe mine m-a ajutat extraordinar de mult să dorm mai bine, să îmi crească rata metabolică, să reușesc să slăbesc mai repede și să am o condiție fizică mai bună și o stare de bine. Este extraordinar atât pentru fizic și pentru psihic și de aceea vreau să vă încurajez să faceți mișcare, chiar dacă fumați, eu fumez foarte mult, credeți-mă, și cu toate astea m-a ajutat foarte mult, nu am murit. Bineînțeles, trebuie să aveți grijă, trebuie să faceți un antrenor sau măcar să aveți grijă să vă ascultați corpul, să nu depășiți, dacă vă bate inima foarte tare, să încercați să vă opriți, mie îmi bate foarte tare, de multe ori am ajuns la limită, însă m-am oprit la timp, n-am dat colțul, ați văzut și cazul lui Gabriel Cotabiță, la fel s-a dus la sală, având o vârstă foarte înaintată, era să moară. Și de aceea trebuie să aveți mare grijă și când faceți sport, nu faceți așa de nebuni până la epuizare, până vă dați viața pe teren acolo, pentru că este foarte riscant. Eu sunt foarte fericit că am reușit să slăbesc și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Mă bucur foarte mult când îmi lăsați acolo mesaje de încurajare, când îmi lăsați like-uri la clipuri, mă motivează foarte tare să continui și vă promit că o să ajung la 50 de kilograme slăbite și o să demontăm toate miturile și o să vedeți exact pe pielea mea toată perioada de slăbire și o să vă dau conturi adevărate, o să vă spun lucruri adevărate, testate pe mine, nu din povești, nu din bazme. O să vedeți tot ceea ce mănânc, nu mă ascund cu absolut nimic față de voi și sper că o să fiți din ce în ce mai mulți care o să mă susțineți, pentru că am nevoie din ce în ce mai multe de susținere, cu cât mă apropii de ținta mea de 96 de kilograme, îmi este din ce în ce mai greu să slăbesc, iar eu de asemenea vreau să vă motivez pe voi la o viață mai sănătoasă, la o viață în care să faceți sport, să mâncați mai sănătos, să mâncați fructe, legume și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile voastre. Până data viitoare, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!